Un al treilea vaccin anticovid ar putea fi aprobat chiar astăzi de experții britanici. E vorba despre serul dezvoltat de grupul farmaceutic AstraZeneca împreună cu cercetătorii Universității Oxford. Specialiștii promit o eficacitate de 100% împotriva formelor grave de COVID-19. După companiile Pfizer și Moderna și grupul AstraZeneca anunță că este gata să livreze vaccinul anticovid. Primele teste pe scară largă în cazul vaccinului produs de această companie și de oameni de știință de la Universitatea din Oxford nu erau deloc cele dorite. Vaccinul avea o eficiență medie de doar 70%. După noi studii, cercetătorii britanici vin cu o veste mult așteptată. Au găsit soluția câștigătoare, cu o formulă de vaccin care oferă protecție maximă împotriva formelor grave de COVID-19. Anunțul a fost făcut pentru publicația Sunday Times de directorul grupului farmaceutic AstraZeneca. Vaccinul acestei companii este foarte așteptat din două motive. Poate fi păstrat într-un frigider normal și nu la minus 70-80 de grade Celsius, precum cel produs de Pfizer, sau la minus 20 de grade precum cel al companiei americane Moderna, și este mult mai ieftin. Credem că am găsit formula câștigătoare și felul în care să ajungem la o eficacitate care prin două doze să fie la fel de mare ca a celorlalte vaccinuri împotriva COVID-19. Vaccinul AstraZeneca asigură o protecție de 100% împotriva tuturor formelor grave de COVID-19. Dă asigurări Pascal Sorio. Marea Britanie a comandat deja 100 de milioane de doze din acest vaccin. 40 de milioane ar urma să fie disponibile până la sfârșitul lunii martie iar primele doze ar putea ajunge în centrele de vaccinare britanice în doar câteva zile.